Bună dimineața! Albinuțele zboară. Trebuie să zbor și eu acum. Mă duc la curier. Mi-au sosit reginele. Hai să le luăm. Ați văzut că am scos 10 regine. 10 bani am scos. 10 regine care au dat sub 70 de kg de miere. Poate pentru unii pare aiure, dar vă spun eu că e bine ce am făcut. De cauza că la culesurile care am fost eu anul ăsta, alți tupi au dat 100 de kg, a dat 120, 150. Puțin, într-adevăr, stupia, dar de s-a putut. Aia e explicația. S-a putut mai mult. Că posibil în alt an, poate stupii care dă 60 de kg să fie foarte bine. E simplu de înțeles. De exemplu, la Floarea Soarelui am stup care a dat, doar la Floarea Soarelui a dat 60 de kg. Și alții au dat 60 de kg și rapiță și salcâm și Floarea Soarelui, dar abia a ajuns la 60 de kg. E clar că e slab. Asta e explicația. Și gata, schimbăm reginuțele. Mă duc acum să le iau. Deja sunt orfanizați aia. Și după câteva zile le dăm drumul. Și mai am de verificat câțiva. Cred că mai am de schimbat vreo 4-5. Tot așa, care a dat până în 60 de kg, 65, pe acoale, pe undeva. Dar săptămâna care vine. Urmează să iau pe toți la rând, să le grupez. Deci ce consider eu că e bine de făcut acum? De grupat puietul, fiindcă acum nu mai e o altă rame, gata, s-a terminat. O să-i bagi ramă neagră, cea mai perfectă, eu bagi în cui, nu-ți mai o pe aia. Așteaptă eventual să eclozeze puietul din rama neagră care o are, să mai bage acolo o tură de puiet. Dar în altă ramă nouă, dacă eu pui acum nouă, o ramă neagră, bună de o oată, îți bagă polen în ea, nu mai vreau, o evită. Așa că urmează să grupez frumos puietul căpăcit, logic, și larvar și ce e acolo. Adică să am în margine, cum am pus eu hrănitorul, lângă hrănitor, o ramă cu miere, cu hrană de iarnă, apoi 3 rame, 4, câte vor fi de puiet, și o ramă, două, iar cu miere, cu păstură, cu ce are acolo. Cam asta e. Sigur, acum e puietul împrăștiat, adică poate să fie o ramă care a evitat să o ouă pe ea, care am pus eu la o oadă când am extras. Am mai băgat polen. Ați văzut că i-am cam pe 9 rame în momentul de față, dar trebuie să grupez puietul. Așa, să grup. Deci ce am de făcut? De grupat puietul, să văd vizual cam ce hrană are, adică să notez eventual, băi, la ăsta îi mai trebuie 2-3 kg, lui ăsta nu-i mai trebuie, că are prea mult. Deci pentru hrană să mă orientez, să activez din nou tratamentul și logic să iau pe toți la rând și ca să verific de regine, că poate să fie vreunul fără regine. Nu? Poate să fie fără regine. Cam asta am de făcut. Gata, ne vedem direct la curier. Și gata. Am aici un burcănaș cu miere de tei care îl ține o mașină de mai cumpăra cafea. Le dau și lor, mă uit așa. Azi mamă de tei. Miere bun. Mă uit așa, 2-3 picături acolo. Până ajungeți voi la... La stufia. Mă uit așa.
E bună, mamă, aș mâncați. Miere de tei. Așa. Bun. Și le punem și o picătură de apă. Uite așa, un șervețel l-am udat. Și încerc și eu să pun câte, nu mult, două, trei picături. Cu e și cald afară, iată, s-au potolit imediat. Le-am dat tot ce au avut ele nevoie, și apă, și miere. Ce mai vreți, mă? Uite cum bagă limbuța pe acolo, uite, 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 uite. Și mă. Bun, hai să mergem la stopi acum. Deci, cutia asta cu regine, când o primiți, de unde cumpărați voi, știți de unde, nu contează. Bă, nu o pui pe bordul mașinii aici în soare. Nu o pui nici aici pe bancă, așa. Mă pun-o undeva să fie umbră. Uite, deocamdată eu o pun acolo. Jos, e umbră. Dacă e soare, pune ceva peste ea. Uite, punem, ai pun șapca, mă, uite așa. Să nu bată soarele peste ele. Și gata, hai să mergem la stupi. Gata, am ajuns. Reginuțele sunt aici. Deja am scris aici, uite, Nicolae 2024. Hai să verificăm de boci. Cu siguranță, așa, tras boci. Eu de când i-am luat regina nu mai m-am uitat, deci în urmă cu o săptămână i-am luat regina. Filmarea eu am pus-o, nu mai știu când. Hai să vedem aici. Deci a fost orfanizat, ba nu, nu e o săptămână, stați așa, de sâmbătă, 5 zile. Ia, mă lăsați așa, fără fum? Sau vreți fum? Toate ramele le verific. Și stricăm toate bocile. Aici, ramă cu crană. Bun. Trebuie să le activez și tratamentul, că la ăștia n-a fost activat. Puțin puiet aici. Aici mai mult. Au ce puiet are aici. Mai nicio botcă. A, stați așa, știți ce stup e ăsta? Când l-am deschis eu, am găsit niște bojuroase și am zis, bă, posibil are regină neîmperecheată. I-am luat regina lui, dar zic, posibil are și neîmperecheată. Și acu e logic, dacă nu găsesc boci, înseamnă că are regină neîmperecheată. Tot dacă văd o oată. Deci fii atent că nu are... Nu are boci. Hai să vedem, înseamnă că e regină pe aici. Uite, asta le-am găsit, bocile astea, nu știu dacă se văd acolo. Sunt roase. Și alea sunt de mult acolo. Ia. Mă uit dacă e o oată. Și nu văd. Treaba e că albina e liniștită. Deci posibil are regină care... Uite-o! Ai văzut? Stătea sub tratament. Ha-ha-ha! Bă, și asta pare împerecheată, mă. Bă, băiatul. Asta pare împerecheată, mă. Vino cu aceste marchezi. Să nu zbori. Bagă alta imediat în locul tău. Deci gata. Deci pare împerecheată că e mare. Las-o și marcăm. Ia să vedem. Sper să nu curgă asta, că...
Gata. Unde e, mă, telefonul? I-am dat cu galben, că la mine nu contează culoarea. S-o văd. Mie îmi place galbenul, albul, ca să se vadă bine. Nu zbor, că dacă zbori, un alt în locul tău imediat. Deci, vedeți, asta avea regina... I-am luat regina lui ea bătrână și am văzut niște bojuroase și zic, bă, tăticule, ăsta cred că are regina împerecheat. Și chiar așa e. Hai să mă uit mai atent dacă are ouă. Gata, m-am uitat atent pe rama asta. Am pus puțin pauză și m-am uitat la lumina afară și are și ouă. Deci s-a împerecheat aici pe camion, mă, vă dați seama? Mai era. E, pentru că și-a făcut regină, vă schimb liniștit. Eu las. Gata. Nu mai are rost să mă uit pe aici. Îi bag tratamentele și lăsăm regina. Și îi băgăm tratamentele. Că dacă nu era împerecheată, nu o mai lăsăm, dar... Că nu se împerechează, e foarte greu să împerecheze pe camion. Dar pentru că s-a împerecheat... Da, tata, o lăsăm aici. E destul liniștit. Hai să vedem ce face. Hai să vedem. E, asta e o chestie care o pățesc de obicei începătorii. Deci am băgat regina și nu mi-a primit-o. Nu vrea să mi-o primească. Și când îi spune cineva, vezi mă că ai regina în stum. Și el nu știe, nu o vede. Acolo. Deci asta acum dacă eu îi dădeam regina, pe ce mi-o primea? Hai de mine, cum s-o primea? Și chiar dacă era neîmperecheată aia, își ținea la regina lui acolo. Gata, ăsta s-a rezolvat singur. Chiar dacă nu-i luam eu regina aia bătrână, o elimina singur de acolo. Am scris aici, schimb liniștit 2024. Mergem mai departe. Și am pus și eu pe pioneza asta galben aceea, că am marcat-o cu galben. Așa. Mergem mai departe. Aici, ia să vedem, numărul 14. Ce a fost la 14? Da, la numărul 14 am luat regina. Ia să vedem. Numărul 14. Trebuie să găsesc boci. Albină puțină. Aia da. Luăm toate ramele la rând. Deci, avem aici hrană. Hrană de iarnă. Bun. Și ai mai jireu, vrei să fac cu... Ah, ce-a băgat acul. Mamă, fac cu... Ia de aici.
aici, cuiet căpăcit. Pui larvar aici. Bun. Organizăm și cuibul puțin așa. Deci, vin aici cu hrănitorul și dai, vreau să fac de aici cuibul din partea asta. Și vin cu rama asta de hrană aici. Uite așa. Și apoi o să vin cu puietul. Ia să vedem. La fel, hrană. La puiet nu are pe aici, mă? Da. Ceva polen aici. Aici are puiet. Ia să vedem. Botcuțe ceva? Cum mă, n-ai botcuțe și tu ai regin? Ia. Dar nu, mă, are aici, ai auzit. Are botcuțe aici. Avea două. Bun. Băgăm aici puietul. Următoare. Ce interesant, doar două burcuțe și-a făcut mă asta. Așa ceva, n-am mai văzut. Boș de salvare de pe două, mă? Nu mai sunt. Bun, aram asta aici. Ah, mai are pe aici. Una, două, trei. Dar n-a stricat rama pe jumătate, a făcut pe margine. Așa, partea asta. Mai are una aici. Două, trei. Astea au fost. Așa. Aici parcă m-am uitat, nu? Bun. Aram asta aici. Asta aici. Și asta cu hrană aici. Așa. Și dacă regina aia o acceptă, îi bag o ramă la ouat în centru aici. Din asta care le-am scos, bineînțeles. Ia să vedem. Uite, avea ceva spațiu aici de ouat. Băgăm pasta aici. Aici are niște polen. Asta le băgăm aici. Uite așa. Să bag tratamentele. Bun.
băgăm o regină. Ne uităm aici dacă e ok. E regina aici. La asta îi dau căpăcelul mic decât. Și peste vreo 2 zile dau și căpăcelul mare. Așa. Ba nu, mă, îl dau direct. Îl dau direct, mă, că acum primește fără probleme. El am deschis deja. Nu mai are trânturi în stup deloc acum. Și primește. Bun. Mergem mai departe. Deci lua asta, am schimbat. Aici e una bună. Aici nu-i luată regina. Eventual și pasta am zis că o schimb. Aici a fost luată. Dar la ăștia care le schimb, deja observați albină puțin. Da, le schimbăm. Nici miere n-a dat, nici nimic. Uite, zici că e ultima ramă aici. Ai văzut? Avea bot capul. Un țepuietul, o, tată, un țepuietul. Iau ce de bot ce a făcut ăsta. A, uitați-vă ce e aici. Mamă, ce e acolo. A zis, ori facem regină, ori nu. Ia uite ce e aici. Asta nu-mi place că stric ramele, uite așa. Na. Mai faci regină tu. Faci regină? Are ceva cu el arvar. A făcut și pe aici niște bolcuțe. Și pe aici. Ia să vedem, pe aici mai sunt?
Aici nu sunt. Aici am luat șurubelnița. Că cu Delta strict de rău rămă. Ia. Aici nu e, aici nu e. Cu șurubelnița. Da. Ia să vedem și rama asta. Ramă albă. Băgăm tot aici. Bun, gata și cu asta. Așa, să-mi bag tratamentul aici la puiet. L-am răzuit. Așa. Și băgăm o reginuță. Mă risc și rup sigiliu. Regina e aici, e ok. Așa. Nu cum că nu mai are puiet ăsta din ce-și face butcă. Eu zic că primește. Trânturi nu are în stup, de obicei când e trânturi în stup primește mai greu. Așa, și mergem la următor. Așa, și mergem la care? Ah, la ăsta, dacă greșeam. La ăsta, deja am scris aici, 2024. Hai să vedem aici. Unul care a rămas foarte slab. Foarte slab. Cel mai slab. Să îi arătăm și pe ăștia slab sau să nu îi arătăm? Păi nu trebuie să arătăm, bă, tăticule. Ce facem aici? Ăsta a rămas cel mai slab. Ramă cu crană bună de iernat. Bun. O dată. Aici deja și-a tras niște bocuțe. Cu șurubelnița, tata, uite așa. Fac. Trebuie să fie capul ăla în ste. Cu Delta strig grama prea rău. Așa. Bun. Mai avem și pe aici. Pe partea asta. Bun, e bine și aici. Gata. Mamă, ce e aici? Mamă, ce e aici? Ce ai făcut, tăticule, aici?
100 de boci, câte ți-ai făcut aici? Bun. Așa. Mai are și pe aici. Și gata. Bun. Și ultima ramă. Aici nu-i. Reginuța i-am rupt aici căpăcelul. Regina e aici, o văd. E în regulă. Și am băgat-o aici. Gata și post. Simplă treaba, nu? Cam asta e. Bă, dar până la urmă, ce regine pun eu aici? Păi, ce regine sunt astea, mă? De unde sunt? Uite-le, mă, daci. Uite, daci, mă, Cristi și Nicolae, bă, tată. Uite numărul de telefon aici. Astea sunt reginuțele. Bun. Hai că am făcut filmarea lungă. Mai am de băgat reginile alea. Și cam atât. Acum sunt la pauză de masă. Hai luăm și noi pauză de masă. Hai să luăm pauză de masă. Aveam lipsă și ulei și apă. Mi-a completat 1,5 litri de ulei plus 1,5 litri de apă. Am pierdut și apă și ulei. Dar fac tunele de la instalația de la calorifer, de la apă. Păi da, dar nu știu ce mă întrebați ca să înțeleg mai clar. Stai puțin, ascultă. Și ce s-a întâmplat? Practic intră ulei în apă. Și ar fi două variante, ce mi-a zis mecanic. Ce vor să fie termoflotul, să intre pe la termoflot, vor să fie ca mixtura de chiulat. Inițial, așa mi-a zis, știi? Și mai cum să o verificăm. Și acum îmi spală instalația de răcire. Dar nu i-a schimbat nici termoflotul, nici ca mixtura de chiulat. Poți să-ți dai seama pe unde intră ulei în apă, nu, dacă tu nu schimbi. Păi, dar nu-ți dai seama. Păi nu. Dar ideea e în felul următor. Puneți la ulei, puneți la nivel acolo, la jojă. I-am pus. Ulei la nivel, apă. Așa. Și acum sunt în probă cu ea. El a zis că în fiecare zi se schimbăm apa ca să curățăm. Am pus cu zero, cu testa, cu zero are el din ăla. Să nu facă spumă. Ca să o spele. Da. 3 zile să o spele. Așa. Dar pe mine nu mă miră chestia asta. Mă miră că el nu s-a dus la niciuna din cauze ca să le elimine, să-și dea seama pe unde pierde. Păi nu, păi stați așa puțin. Întâi face proba asta, e bună proba. Adică apă nu-i problema cu că puneți, na, e gratis, nu vă costă nimic. A spus uleiul și acum vede să nu scadă nivelul de ulei.
Și la apă la fel să nu scadă, adică și în vasul ăla acolo v-ați uitat dacă face balonaș, adică dacă scoate bule de aer la vasul de expansiune, aia înseamnă că ar fi garnitura adusă. Deci o modalitate de a avea asta că e garnitura, trebuie să te uiți în vasul de expansiune, nu? Da, să nu facă bule de aer acolo sau să nu facă presiune când luați bușonul ăla. Dar important să rămână nivelul la ulei, că dacă rămâne nivelul la ulei constant, dar nici nu știți, mașina consumă ulei sau nu? Nu consumă, nu dar consum. I-a făcut schimbul de ulei cu o lună înainte, tot la el. I-a făcut schimbul de ulei și acum m-am trezit cu un litru jumate lipsă. După mine mă miră unde s-a dus și uleiul ăla, de fapt s-a dus în instalația de răcire. Și acum tu nu faci nicio modificare, adică tu nu cauți să elimini nicio cauză presupusă, adică termoflotul, să zicem că asta era cea mai simplă. Schimbam termoflotul și vedeam, mă, dacă era termoflotul, nu se mai ducea ulei în instalația de răcire. Eu asta mă mir de decizia lui, că el n-a eliminat nicio cauză și vrea să afle... Că n-am zis că e termoflotul, că e termoflotul, știi? Că nu l-a spălat ăla, când n-a spălat ăla instalația când a făcut rândul trecut, când a spart termoflotul. Păi nu a spălat, dar... Deci, să știți că și eu am pățit cu termoflotul ăsta, a fost schimbat și a rămas ulei pe instalația de răcire și tot a scos... Câțiva ani de zile tot apărea ulei acolo. Înțelegeți? Da, asta da, e normal, că dacă nu poți să o curezi pe deplin, uite, era remodalitatea asta și nu zic, e bună, e ok, 3 zile cu apă cu dero și după aia 3 zile cu apă curată și formă cu antigel. Dar eu mă gândesc la alte chestii. Păi stai mă, frate, dar cum i-a intrat mie ulei în baie și acum tu cum elimini cauza? Înseamnă că uleiul a intrat în baie cu unde? Cu aerian? Păi, stai așa, cum adică au intrat ulei în baie? Păi în baia de ulei trebuie ulei să fie. În instalația de răcire, dacă el când a completat uleiul, acum când i-a dus mașina, a completat un litru jumate de ulei. Înțelegi? Numai puțin, mașina e... Bine, ce să zic? Ce să zice la stupi? Nu știu. Nu o să zice nimica. Da. Da, mulțumesc la fel. Bun. Sănătate, numai bine. Nu, așa, ia să filmez aici. Bă, ce-a făcut, mă? Asta merge? Bă, să știi că a filmat aici. Merge în continuare? O salată. Salată de la Lidl. Crudități. Asta se mănâncă la stup. Ce vei să mănânci la stupi? Stai să faci grătare, să faci... Nu, tată. Mergem așa, pe natural, pe bio. Gata, poftă bună și vouă. M-a sunat un băiat care are probleme la mașină. Bagă ulei în apă. Sau apa în ulei. Probleme. Gata.